Salutare, oameni dragi! Bine v-am regăsit din nou! Astăzi ne găsim într-o altă locație, plictisit fiind de locurile văzute sau vizitate din Brăila, nu că ar fi atât de multe, dar m-am gândit să fac o vizită în oraș, în orașul vecin de lângă noi, și anume ne aflăm la Galați. Ei bine, ce m-a determinat să vin în acest oraș, am vrut să văd ceva, altceva, decât ceea ce am văzut la Brăila. Și făcându-mi un research pe harta turistică de aici, din orașul Galați, care este și un oraș important de la malul Dunării, un port industrial, dar asta vă voi explica la locul cu pricina, să zic, am văzut că sunt și multe obiective și orașul este mult mai diversificat ca la Brăila. Așadar, momentan mă aflu în parcul Rizer, de aici din Galați. Intenția mea este să ajung până în grădina publică, la fel cum este și în Brăila, la grădina publică sau grădina mare, însă aici este mult mai mare și mai diversificat. Am sucit însă camera să facem un tur prin acest parc, să vedem așa la pași mărunți pe aici prin orașul Galați. Am băgat de seamă că sunt mult mai multe parcuri de acest tip, făcând o diferență, la Brăila nu avem prea multe de văzut, există doar parcul Monument și grădina publică sau grădina mare, așa cum o știm cu toții, însă aici pe teritoriul Galațiului, așa cum am zis, este mai diversificat și mai bogat în astfel de parcuri și de locuri publice deschise publicului. Ceea ce am băgat de seamă în acest parc sunt și câteva puncte de interes, dar și o mare construcție, și vă voi arăta îndată. Se construiește un muzeu de artă virtuală. Proiectul este în execuție, văd că în mare parte din el a fost ridicat de jos, este o construcție nouă. Și am să fac așa cu un tur, așa cum am zis. Însă ce am băgat de seamă, un interes public, avem și Wi-Fi, avem internet, Wi-Fi. Există un proiect european care a pus la dispoziție în acest oraș mai multe puncte de acest tip, Wi-Fi. Însă eu am intrat aici, am văzut pe un stâlp Wi-Fi și m-am conectat și nu trebuie să faci nimic, nu își cere nici măcar un e-mail, Wi-Fi for EU, adică Wi-Fi pentru Europa. Evident, cred că stă la bază un proiect european, așa cum am zis, însă avem internet gratis. Eu acum sunt pe Wi-Fi atât timp cât sunt prezent în acest parc. Hai să mergem un pic pe acest pod. Posibil s-ar putea să fie un punct de acces către noua construcție, către noul muzeu. Aici cred că erau ceva piscine, nu-mi dau seama, nu sunt din Galați și nu cunosc. Este prima oară în viața mea când văd această locație. Eu doar am urmărit harta turistică și am băgat pe GPS și m-a adus aici. Și intenția mea era să ajung în grădina publică, așa cum am zis, dar lucrul pe care îl veți vedea în video următor. Trecând pe lângă acest parc, nu am ezitat să mă opresc. Aici avem în față șantierul, evident nu cred că este deschis și nici nu am un interes ca să intru în interior. Văd că este cineva acolo, bănuiesc că este în lucru, în timpul lucrului. Dar, așa cum am zis, este construcția unui nou muzeu virtual. I-am făcut câteva fotografii din mai multe părți și am să vă pun imaginile aici împreună cu acest vlog care îl fac din acest parc. Repet, sunt în parcul Rizer. Bineînțeles, cei care sunteți aici în Galați cunoașteți foarte bine. Dar eu fiind din Brăila, sunt locuri pe care nu le-am văzut niciodată, chiar dacă Galațiul este foarte aproape de Brăila, vreo 15 km pe dig,
pe dig însemnând șoseaua care este paralelă cu Dunărea. Sunt niște bazine vechi aici, cu siguranță, dar aleile sunt cât de cât amenajate și pavate cu aceste pietre. Părculețul este cât de cât la un standard european, să zic. Bine, acum a fost și furtună, hai să nu băgăm toate frunzele și toate astea, dar a fost cât de cât adus la un nivel de civilizație decent și văd că încă se lucrează la acest aspect. Probabil nici nu mai funcționează aceste bazine sau acest sistem, nu-mi dau seama ce era aici, probabil vreo fântână, vreun tip de fântână arteziană, nu-mi dau seama. Văd că bazinele sunt un pic lăsate în paragină, dar cu siguranță și acest proiect se află pe lista renovărilor ce se întâmplă în acest parc. Am să merg acum pe alee către un alt punct din acest parc, ce am văzut că există și o scenă de spectacole. M-am oprit însă la acest stâlp văzând indicatorul. Acesta este denumirea internetului Wi-Fi for You. Vă puteți conecta foarte ușor, vedeți că este și steagul european. Vă puteți conecta și fără probleme, nu trebuie configurat niciun cont, este totul gratuit și pus la dispoziție de primăria orașului Galați. Cam așa arată acest muzeu în fază de construcție, muzeu de artă vizuală și nu virtuală, cum am zis eu, de artă vizuală. Și dacă privim înainte, am să fac un zoom, se vede deja malul celălalt al Dunării, cred. Văd dealurile aflate pe partea cealaltă prin această construcție. Deci, repet, muzeul de artă vizuală, așa cum vedeți și pe panoul de inscripție informativ aflat pe gardul ce înconjoară șantierul. Ei bine, am ajuns la punctul cu pricina despre care vă spuneam. O scenă, bănuiesc eu, pentru spectacole, cu bănci amenajate, băncile fiind puse pe aceste mini-rondouri sau semi-rondouri, aș spune, după cum vedeți, tipic ca la stadion. Și aici fiind scena despre care vă spuneam, cu acel perete în față. Hai să fac un zoom. E bine, acest parc nu este el un punct foarte, să zic așa, din acest oraș. Vedeți că și coșurile de gunoi au fost amenajate la un nivel european, primăria Galați. Iar aceasta din față, aș vrea să vă spun, este iconița de la aplicația dedicată Galați City. O veți găsi în Play Store-ul de la Google. Galați City se cheamă, cu această siglă. Nu am să fac reclamă la aplicația Galațiului. Am băgat de seamă că și Sibiul are o astfel de aplicație, dar și alte orașe, bineînțeles. Această aplicație funcționând în baza tuturor informațiilor din punct de vedere turistic, din punct de vedere constructiv, ce se poate vizita, unde poți dormi, toate informațiile ce stă la baza interesului unei persoane venite ca și turist în acest oraș. Cât sunt prezent pe teritoriul acestui parc, văd că legătura Wi-Fi este foarte stabilă, funcționează foarte bine și, așa cum am zis, nu mi-a trebuit foarte mult să mă leg la acest punct de internet. Sunt diferite puncte, chiar și aici deasupra scenei, vedeți că este un router acolo cu același panou Wi-Fi for eu. Este un router acolo internet. Dar sunt mai multe astfel de router, astfel de puncte pentru a te lega la internet în acest parc. Hai să mergem acum să iau mașina, am lăsat-o aici parcată vis-a-vis. Se poate găsi parcare cu ușurință, sunt atâtea străzi și străduțe de jur împrejurul acestui parc. Însă interesul meu este să ajung la
grădina publică, care este cel mai important și mai popular loc din acest oraș, Galați. Aici avem o fântână arteziană care nu știu dacă funcționează. Apa care este înăuntru este de ieri. A plouat aici, a fost un pic de furtună, dar o văd așa într-o paragină și cred că nu funcționează. Cred că este într-un stadiu așa de avariere. Îmi place că sunt făcute aceste alei pavate și aranjate, cât să facă mai ușoară și mai plăcută plimbarea prin acest parc. Placă sau să vă fie de folos aceste informații cu punctele care le puteți vedea de aici din Galați, orașul cel mai apropiat de Brăila. Însă eu merg acum să văd altă locație și ne vedem în videoul următor. De aici din Parcul Rizer, vă salut și toate cele bune!